Sistemul medical autohton se dovedește a fi unul deficitar și atunci când este vorba despre persoane care au permis de conducere, deși suferă de unele afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul. Atunci când se fac înscrierile pentru școala de șoferi, se întocmește și o fișă medicală obligatorie, atașată la dosar. Doar că această fișă se reînnoiește odată la 10 ani, timp în care un conducător auto se poate îmbolnăvi și, implicit aflându-se la volan, poate pune în pericol viața sa sau pe cea a altuia. Acel control medical se face în momentul când iei permisul sau se revizuiește la 10 ani. În acest interval poate să facă un accident vascular, poate să facă, eu știu, orice afecțiune care este incompatibilă. Medicul nu știe care persoană are carnet de șofer. Nu există o bază de date care să fie accesată de medic și în momentul în care se vadă are sau nu are permis. Pentru că dacă o persoană nu are permis și eu transmit la poliție sau oricare medic transmite la poliție date medicale despre acea persoană, poate fi dată în judecată, pentru că nu are dreptul. Cu ce? Nu are niciun motiv legal de a transmite date medicale la poliție. Nu puține sunt cazurile în care pe fișele medicale eliberate pentru ca șoferii să poată circula lipsesc semnăturile medicilor curanți. Se duc la anumite policlinici, fac anumite controle medicale conform fișei cele. Apoi, la antecedentele care trebuie completate de către medicul de familie, semnează cineva, deci nu trece pe la medicul de familie. Sau, în unele cazuri, nu semnează nimeni la antecedente. Dă pacientul o declarație pe proprie răspundere că nu are nicio afecțiune. Exact așa s-a întâmplat la Brăila, individul respectiv avea la fișă, i-a găsit poliția fișa de la dosar, pe proprie răspundere că nu are nicio afecțiune psihică și cronică. Soluții pentru evitarea unor accidente absurde în care oameni nevinovați își pierd viața există, doar că ele nu sunt aplicate. În primul rând ar trebui șoferii conștientizați și poliția să aibă o evidență și o bază de date care să se lege cu baza de date a medicilor de familie, să ne apară. Omul are carnet, Popescu nu are carnet. Așa cum mi-apare că poliția transmite Ionescu o decedat, Marinescu s-a născut. Are evidența populației. Dar și ar trebui și acel dosar medical pe care s-a cheltuit 81 de milioane de euro din fonduri europene și care stă în suspans, pentru că nu are norme de aplicare. Luna trecută, inconștiența unui bărbat din Brăila care s-a urcat la volan deși suferea de epilepsie a dus la moartea a 5 oameni. Pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple, medicii spun că ar trebui implementate sisteme funcționale reale prin care aceștia, împreună cu autoritățile, să poată ține sub control persoanele care, deși au afecțiuni grave, continuă să se urce la volan.